Nu trebuie să fugim de suferință și vedem asta din jertfa Mântuitorului, că suferința este singura cale spre înviere. De ce nu a găsit Dumnezeu și o altă cale? De ce calea aceasta suferinței? N-a găsit altă cale pentru că omul a avut o cale. A avut o cale foarte bine definită în rai. A avut o cale în care putea să-L urmeze pe Dumnezeu fără niciun fel de condiții. Dumnezeu, Creatorul, Ziditorul lui, îi dăduse toate posibilitățile ca să poată, așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, posem non mori, adică putea să nu moară niciodată. Și atunci omul acesta al autosuficienței lăuntrice s-a considerat sub ispitirea vrăjmașului că poate să fie asemenea lui Dumnezeu și n-a fost. Și atunci singura posibilitate de a ne reîntoarce în paradisul pierdut este crucea. Una dintre foarte frumoasele tradiții din teologia siriacă, teologia siriacă este o teologie simbolistică, mistică, tipologică, articulată oarecum pe textul Sfintei Scripturi, de cele mai multe ori structurată pe această perspectivă biblică. Unul dintre părinții primelor veacuri contemporani, foarte aproape de Sfântul Isaac, Sfântul Isaac Siru, este vorba de episcopul Iacob din Sarug, vorbește foarte plastic despre ieșirea lui Adam din rai. Spune că în momentul în care a ieșit, ca să-și aducă aminte de rai, Dumnezeu i-a îngăduit să ia un toiag din pomul din care gustase. Și l-a purtat Adam acest toiag foarte multă vreme. La un moment dat l-a pierdut acest toiag. Și acest toiag l-a găsit Moise. Și l-a purtat călăuzind poporul prin Egipt 40 de ani, a împlinit toate cele minuni, Marea Roșie, apa din stâncă și așa mai departe. Moise l-ascunde acest toiag și îl găsește unul dintre iudei în momentul în care se apropie răstignirea Mântuitorului Hristos. Și pentru că nu aveau cu ce să completeze crucea, tradiția siriacă spune că au așezat această bucată de lemn, pe care nu știau de unde este, pe lemnul crucii. Și atunci pomul pe care îl gustase Adam, pomul cunoștinței binelui și răului, devine crucea Mântuitorului Hristos. Deci noi cunoaștem pe Dumnezeu sau ajunge la Dumnezeu decât prin rațiunea crucii. Nimeni nu poate să ajungă la Dumnezeu și nu poate să-L descopere pe Dumnezeu decât în această rațiune, această logică a sacrificiului de sine și mai apoi cumva statornicindu-se în această posibilitate profundă de înțelegere și acceptare lăuntrică a ceea ce ești, să-L descopere pe Dumnezeu răstignit, mort și înviat, euharistic în viața ta. Legat de cruce și de însemnătatea ei, ați pomenit mai devreme despre ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel despre cruce și am să citesc acest verset exact. Îl găsim în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Ne spune Apostolul, căci cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Contează așadar cum ne raportăm la cruce. Și aș veni acum în zilele noastre. Cum ar trebui să se raporteze omul contemporan la cruce pentru a nu fi pentru el crucea nebunie, ci pentru a fi puterea lui Dumnezeu? Omul contemporan, în primul rând, trebuie să se înțeleagă pe el însuși. E o criză prin care majoritatea confraților noștri trec. E o criză emoțională. Sunt foarte mulți oameni care au confort excesiv, au posibilități nelimitate și care totuși sunt atât de singulari în existența lor. Bineînțeles că fără Hristos, crucea e nebunie. Crucea nu e decât element de tortură. Cu Hristos e tovărășie. Cu Hristos este viața noastră pe care o putem duce cu ajutorul lui Hristos. Și spune tradiția noastră patristică și părinții noștri duhovnicești că Dumnezeu nu ne dă o cruce mai grea decât o putem purta. Nimeni poate să zică că are o viață sau o cruce pe care nu poate să o ducă. Dacă duce crucea asta până la capăt, dacă își asumă propria sa viață, propria sa dramă, dar o dramă pe care trebuie să o încredințeze lui Dumnezeu, cu siguranță va înțelege și această perspectivă mântuitoare a crucii sale, a crucii vieții sale. Înțelegem așadar că crucea este răstignire, înțelegem așadar că crucea este jertfă, din Vechiul Testament ea era pedeapsă, dar în actualitate, pentru că nu se mai practică asemenea pedepse, ne răstignim singuri pe crucea noastră, acceptăm ceea ce suntem, acceptăm suferințele noastre și cu siguranță mai ușor o să trecem de ele. Trebuie să acceptăm așadar suferințele și omul contemporan nu face rabat de la această regulă. Trebuie să accepte suferințele cu Dumnezeu. Cum să facă să accepte suferința? Ne este astăzi imposibil să concepem
cum de vrea Dumnezeu să suferim noi? Sau poate vrea Dumnezeu să suferim? Nu neapărat. E o suferință asumată, să zicem. E o suferință atât de dulce în momentul în care ești cu Dumnezeu. La un moment dat am avut bucuria să merg la un părinte frate din diaspora, din Roma, care a avut la rândul său părtășia unor experiențe foarte, foarte interesante și cunoștea foarte bine drama românilor de acolo, drama de însingurare a celor de acolo. Și de la un alt părinte, frate slujitor de-al său, a avut așa un cuvânt de întărire pentru ei. Și le-a spus așa: fraților, Dumnezeu se vede mai bine printre lacrimi. În această răstignire a noastră, îl vedem pe Dumnezeu mai bine printre lacrimi, decât cu ochii aceștia curați de lacrimi, dar cumva împătimiți pe dinăuntru. Un ochi opac nu poate să dobândească tovărășie și comuniune cu Dumnezeu. De aceea, Sfântul Efrem Siru are o expresie foarte frumoasă în momentul în care vorbește despre credință, se raportează la ochiul lăuntric, ochiul luminos al credinței. Este și o carte foarte interesantă tradusă de părintele profesor Ică, ochiul luminos. Asta este ochiul luminos al credinței, care e legat de cruce, care e legat de jertfă, care jertfa este legată de Hristos. Toate duc la Hristos, Hristos care, dacă ar fi într-un confort particular, probabil că nu l-am înțelege decât ca pe un contemporan al nostru preocupat de proiecte tehnologice și de schimbarea mașinilor pe carburant în mașini electrice și așa mai departe. Hristos este un Hristos al crucii. Este o cruce care duce din această lume către o lume care nu se sfârșește, către o lume a bucuriei. Și dacă în această lume a bucuriei îl întâlnim pe Hristos, sau trebuie să trecem prin cruce, trebuie să fim conștienți că această cruce și această jertfă trebuie să ne asumăm. Nu întâmplător, nu singular, nu gândindu-ne că vom renunța la beneficiile noastre, ci în felul în care Hristos ne dă crucea pentru fiecare dintre noi. Este nevoie așadar să asumăm crucea împreună cu Hristos, să trecem prin suferință împreună cu El, dar acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu ne trimite suferința și vrea ca noi să suferim, ci Dumnezeu îngăduie suferința pentru că, spune Sfântul Apostol Pavel foarte frumos, în neputințe se desăvârșește harul meu. Suferințele ne ajută să evoluăm spiritual. Și apoi este ambivalența aceasta a lumii care a venit după căderea lui Adam. Lumea ne este oarecum potrivnică, ne rodește spini și pălămidă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, asumând suferința pe care ne-o provoacă această condiție a fi umane căzute, vom trece mult mai ușor peste suferințele pe care Dumnezeu nu le vrea pentru noi, însă le îngăduie. Dacă va fi o suferință care va da la o parte chinurile de dincolo de moarte, chinurile iadului, atunci cu siguranță va fi o suferință mântuitoare și omul contemporan va înțelege că mai bine să suferi în această viață, poate că mai mult sau mai puțin o dramă mai superficială sau mai adâncă, decât să suferi o veșnicie de iad în lumea de dincolo de moarte.